Cartea secretă a lui Iesua. Viața ascunsă a lui Iisus, conform memoriei timpului. Volumul 1, Anotimpurile trezirii, de Daniel Meroa. Prolog. Această carte este cea mai improbabilă dintre toate cele la care m-am gândit vreodată că trebuie și aș putea să le scriu. Și este totodată cea mai importantă provocare cu care m-am confruntat până astăzi. Cei care mă citesc de mult timp cunosc diversitatea subiectelor pe care le-am abordat în 35 de ani de scriitură. Ei știu de asemenea, mai ales până la ce punct m-am străduit de la început, să reînviu cu veridicitate vremurile biblice datorită frumuseții și amplorii învățăturilor Cristului în starea lor originală. Aceste mărturii, care s-au succedat de-a lungul anilor, constituie în mod cert o bună parte din inima scrierilor mele. După redactarea testamentului celor trei marii, nu vedeam totuși cum aș mai fi putut adăuga ceva pe această temă. Și nu din cauză că aș fi socotit că viața mi-ar fi oferit până atunci tot ce se poate afla despre această chestiune. Nu putem crede asta niciodată atunci când este vorba despre impactul lui Iisus asupra lumii noastre, ci pentru că mi se părea dificil să merg mai departe în intimitatea actorilor privilegiați ai acelei perioade. Nu puteam concepe atunci ideea că o nouă invitație de a trece pragul registrelor acașice, mai intensă și mai hotărătoare încă, îmi va fi lansată. Și iată că improbabilul a devenit posibil. Într-o anumită noapte de iunie, o chemare foarte precisă și insistentă de a redacta viața secretă a lui Iesua a venit să mă caute, trezindu-mă din somn. Era cererea explicită, formulată clar, adresată sufletului meu, de a-și plonja privirea în memoria acașică a învățătorului Iisus de-a lungul vieții acestuia. Să plonjez integral în aceste profunzimi, să-mi simt inima bătând acolo și apoi să ridic seva aceasta până în vârful peniței mele. Și care ar fi motivul? Cred că răspunsul la această întrebare ar putea fi diferit pentru fiecare dintre cei care vor descoperi prezenta mărturie și vor accepta să se cufunde în ea. Chiar dacă sursa către care aspirăm este unică, setea noastră este de multe feluri. Pentru unii vor conta, bineînțeles, faptele istorice restituite, pentru că acestea se vor înmulți și se vor limpezi într-o manieră nouă și deseori neașteptată. Dar pentru alții va conta mai ales lumina. O lumină pe care m-am străduit să o adun cu un respect infinit, timp de 2 ani de scriitură, o lumină de care lumea noastră, grav deficitară de iubire, are o nevoie atât de ardentă și atât de urgentă totodată. Această carte nu este însă absolut deloc istorică. Evenimentele și învățăturile pe care le reînvie sunt de altfel atemporale pentru că sunt fundamentale și arhetipale. Esența lor, fiecare va înțelege asta, este mai mult ca niciodată extrem de actuală pentru că aruncă o incredibilă punte vie între divin și omenesc. Oricum, dincolo de orice, această lucrare a fost dorită din voința de a trezi acest Crist uitat, dar în devenire, care este în interiorul fiecăruia dintre noi. Dincolo de religii și credințe, cartea nu are altă rațiune de a fi decât aceea de a stimula adevăratul soare al sufletului nostru. Astfel, aceste pagini nu caută să întrețină nicio nostalgie, dar fac apel la pacea și fericirea existente în clipa prezentă. Pentru asta și din iubire pură, de acolo de unde se află el, învățătorul Iisus a dorit, fără nicio urmă de îndoială, să ofere cu simplitate conținutul propriei sale memorii femeilor și bărbaților de astăzi. Fiți siguri că sunt pe deplin conștient de acest privilegiu remarcabil și de responsabilitatea de a fi servit ca și canal de transmisie. Inițial, această lucrare nu trebuia să fie alcătuită decât dintr-un singur volum, dar de-a lungul scriiturii și în fața abundenței materialului a devenit evident faptul că se impunea un al doilea volum. Așa se întâmplă uneori cu anumite opere care scapă voinței autorului și care se dezvoltă din ele însele. Acum, când primul volum din Cartea Secretă a lui Iesua este finalizat și gata să-și ia zborul, îmi exprim înainte de toate speranța de a fi fost demn de încrederea cu care am fost investit, astfel încât să germineze ceea ce trebuie să germineze. Daniel Meroa.
Există imagini, chipuri și cuvinte care mi-au vizitat adesea sufletul în timpul vieții mele din acele vremuri. De-a lungul atâtor ani, nu am știut să le asociez cu ceva precis. Ecourile lor mă reîntâlneau pe drumurile parcurse, venind parcă dintr-o altă lume. Erau mereu aceleași. Un fel de refren tandru și sacru, dar împietrit de cerințe și cu accent câteodată crud. Mă vedeam printre membrii unei adunări, așezat pe pământ, într-un spațiu înconjurat de pietre imaculate, de lumină și apă. Toți ochii erau îndreptați spre mine, ochi blânzi și puternici, priviri de o înțelepciune inflexibilă. Erau bărbați și femei și toți erau plini de vorbe atât de grele de întrebări. Așadar, se poate să fii tu. Accepți tu greutatea, Sananda? Atunci, invariabil, mă auzeam răspunzând da. Invadat dintr-o dată de un val de bucurie, dar și de teamă. Yeshua, da, asta este. Da, voi locui acest nume, acest corp și această viață. Și totul se oprea întotdeauna acolo, într-o emoție nespusă, asemenea unei nostalgii a soarelui. Capitolul 1. Eu nu sunt născut în Iudeea. Eu nu sunt născut în Iudeea, așa cum au vrut să spună unii, ci în însăși inima Galilei. Satul nostru era nesemnificativ, atât de nesemnificativ încât cel care avea să devină tatăl meu a preferat să vin pe lume la o milă de micuța lui locuință din cărămizi uscate. Pe marginea unui drum bătut numai de negustori și turmele lor de măgar care se îndreptau spre mare, se afla o Betsaidă, o căsuță de pescar care oferea tot din ceea ce ar fi avut nevoie un călător. Pe jumătate încastrată în stâncă, fusese construită de membrii comunității din care se trăgea și familia mea. Era un refugiu vremelnic pentru bolnavi, nevoiași și cei care nu știau unde să meargă. Nu erau aici nici măgari, nici vite în fața adăpătorilor, ci numai oi și capre care lâncezeau aici-colo și pe dealurile din împrejurim. Totuși locul nu era atât de sărăcăcios pe cât părea. L-am revăzut adeseori. Un pârâu curgea la câțiva pași de zidurile colibei, iarba stufoasă, mulți măslini și smochini care tentau călătorul. La nașterea mea fusese multă lume, mult mai multă decât s-ar fi așteptat părinții mei. De fapt, cel care acceptase să fie tatăl meu, Iusaf, era un om respectat, nu numai în Ținut, ci până la Ierusalim. De-a lungul secolelor s-a crezut că a fost tâmplar. Totuși, casele noastre erau atât de simplu concepute și construite încât nu aveau nevoie de meșteșugul demn de acest nume. Și aici, ca de atâtea ori, simbolul a înlocuit rapid realitatea faptelor. În realitate, dacă se întâmpla ca tatăl meu să lucreze cu lemnul, el confecționa mai degrabă tot felul de unelte, mese și bănci, unor chiar și căruțe. Dar asta era o ocupație mai puțin importantă a sa. Înainte de toate, era unul dintre primii preoți ai comunității noastre. Nu vorbesc numai de colectivitatea din satul nostru, ci de cealaltă, mai extinsă, ai cărei membrii erau răspândiți în toată țara. Fraternitatea eseniană. Din această cauză, oamenii veneau adesea să-l consulte și se înclinau în fața lui. În perioada tinereții sale, bătrânii i-au încredințat responsabilitatea templului pe care fraternitatea noastră l-a administrat la Ierusalim. Asta se întâmpla cu mult înainte să o ia de soție pe mama mea, Meriem. Înțelepciunea și forța sa l-au ajutat să se distingă repede printre ceilalți bărbați. Ca și cea a mamei, privirea lui a întâlnit-o profund pe a mea încă din primele zile ale venirii mele în această lume. Pe salteluța mea îndesată cu paie și de sub bucata de pânză cafenie cu care îmi acopereau trupul nou născut, l-am văzut deseori, aplecându-se atât cât putea el să-mi vadă chipul mai bine, părând să mă caute, nu știam încă ce. Iusaf, Iusaf, murmura el atunci. Iusaf, Iosif, așa ar fi trebuit să mă numesc, același prenume ca al lui. În ce o privește pe mama,
Îmi amintesc că ea mă privea ca și cum nu aș fi fost adevărat. În conștiința mea de-abia ieșită dintr-un alt spațiu, îi ghiceam uimirea și întrebările. Erau, cred, asemănătoare cu ale mele și se traduceau cu o plonjare în necunoscut. Foarte repede mi-am dat seama că venirea mea suscita un real interes. Se discuta mult despre mine, mult prea mult după părerea părinților mei, care adeseori se foloseau de subterfugii ca să scape de ochii curioși ai unora sau altora. După doar câteva săptămâni de la nașterea mea, am perceput o agitație neobișnuită sub acoperișul nostru și apoi, într-o dimineață, la ivirea zorilor, am simțit cu două mâini mă extrageau delicat din somn ca să mă învelească în același timp într-o țesătură mare. Memoria mea a păstrat toate acestea ca pe o comoară, chiar această percepție a aerului rece care mi-a atins chipul, de îndată ce tatăl meu m-a trecut pragul ușii în brațele sale. Mantaua nopții scânteia încă pe alocuri deasupra noastră. Ochii mei s-au pierdut în zare. Câțiva pași către nu știam unde, în un tuneric, și un măgar a început să ragă, apoi doi, trei, de parcă ai fi zis că răgeau toți măgarii din sat. Oare trupul meu de sugar a plâns din reflex? Poate, pentru că am auzit timbrul vocii mamei mele și am ghicit mâna așezându-mi se pe frunte. S-a produs atunci o mică zdruncinătură și m-am trezit pe fundul unui coșuleț care trebuia să fi fost atașat de spinarea unui animal. Mi-a plăcut imediat mirosul lui de transpirație care se degaja. Era cald și liniștitor, aproape matern, în mijlocul câtorva voci care începeau să se amestece cu cele ale părinților mei. Șușoteau, dar îmi amintesc înainte de toate de frenezia care îi stăpânea pe toți. Plecam. Era sigur. În spatele ploapelor care se închideau singure, am știut-o imediat. Zdruncinăturile drumului m-au trezit în final. Din spatele voalului cu care mă acoperiseră, am văzut miezul zilei și am primit căldura soarelui. Încă o dată, cred că corpul meu a vărsat câteva lacrimi și a scos câteva strigăte. Am recunoscut atunci sânul pe care mi-l oferea mama și am adormit din nou. Evident că n-aș putea zice câte zile au trecut astfel, străbătând cărări și drumuri lăturanice, printre măslinii sau printre stâncile vreunui platou deșertic. Îmi amintesc mai ales acel sfârșit de după amiază când ne-am oprit aproape de o stână. Un fir de apă vie se strecura printre pietre și iarba micuță la vreo 10 pași de ziduri. Cred că a fost cântecul apei cel care a fixat acele clipe în memoria mea. Tocmai mă așezaseră pe o cuvertură de lână groasă și pentru prima dată de când plecasem din satul nostru, mi-am dat seama că nu erau doar părinții mei cei care aveau grijă de mine. Eram un grup mic de 5 sau 6 persoane. Aveam de asemenea doi măgari și un catâr. Am văzut că îmi dezlegau coșulețul de pe acesta din urmă, semn că urma să ne petrecem noaptea aici. Odată cu lăsarea serii, frunțile s-au încruntat din ce în ce mai tare, mai ales cea a tatălui meu, apoi au început să vorbească serios în jurul meu. În acel moment am început să privesc fix toate chipurile pe care ochii mei puteau să le zărească în lumina de chihlimbar care învăluia tabăra noastră. Am făcut-o parcă din reflex sau reluând inconștient un vechi obicei al sufletului meu. Bineînțeles, abia reapăream în această lume și gândurile mele de-abia mijau, dar eu voiam să văd. Nu căutam ochii, nu, nici măcar privirile care vorbesc în spatele lor. Vroiam pur și simplu să găsesc această flacără micuță care sclipește și dansează deasupra capului oricărei ființe omenești. Această mică flacără care uneori limpezește totul și vorbește despre sensul vieții lor. Era chiar acolo la fiecare. Vorbea despre recunoștință. Vorbea despre familie. Începând cu acel moment, am știut că am venit printre ei mei, printre cei cu care trebuia să parcurg cea mai mare călătorie a mea. Așadar, viziunea nemateriei mi-a oferit certitudinea înrădăcinării mele în acea seară și de asemenea certitudinea că eram un semn de întrebare. Unde mă duceau? Nu știam, bineînțeles, sau cel puțin uitasem acest lucru datorită saltului în vid. Totuși, îmi dădeam seama că era important și oricât de mic aș fi fost pe fundul coșulețului meu, această certitudine dădu naștere în mine celui din tâi sentiment de fericire. Eu mergeam, noi mergeam unde trebuia și simțeam că așa era bine.
La fel de bine a fost și când mi-am oprit într-o mică Betsaidă situată cam la o zi de mers din Ierusalim. Îmi dădeam seama că Marie, mama mea, era epuizată. Așadar s-a hotărât să ne odihnim câtva timp în acel loc.